Daniel Manea, agent în cadrul postului de poliție Bălteni, s-a izbit cu mașina de serviciu de un autotren defect staționat pe partea carosabilă în localitatea Peșteana. Mai multe echipaje de poliție s-au deplasat la fața locului. Îl cunoașteți pe domnul polițist? Nu cunoaștem, e un băiat bun. A stat mult încarcerată? 5 minute. Așteptăm și noi să un telefon să vedem care este problema. Nu știu. Sunteți rudă? Suntem prieteni foarte buni. De familie. Și ați aflat ce s-a întâmplat? Nu, deocamdată nu. N-am aflat nimic. Accidentul s-a produs pe D79 pe raza localității Peșteana. Polițistul se afla într-o activitate de patrulare pe raza localității și datorită imprudenței în conducere a intrat într-un autotren ce se afla parcat neregulamentar pe partea carosabilă în dreptul indicatorului depășirea interzisă și a marcajului continuu. Șoferul tirului, un constanțean, dormea în momentul în care s-a produs impactul. Bărbatul contrazice polițiștii și spune că tirul era semnalizat corespunzător. Acceptam să vină mașina după mine, mi-a sărit roțile la mașină și eu sunt de 24 de ore aici. Și v-a trezit bubuitura? Da. M-am dat jos și m-am dus și dau primul ajutor. Și cum? Care era asta? Era cu telefonul, mână putem la telefon. Rănit grav? Inconștient. Martorii spun de asemenea că tirul era semnalizat cu luminile de avarii. E de mult aici parcat? De aseară, la 8. Și avea avarie puse? Da. Semnalizat cu avarii, cu totul. Asta e tot mai înainte pe lângă cu 20 de minute. Deci, ce să spun mai mult? Deci camionul avea avariile puse, totul. Deci... La fața locului s-a deplasat și un echipaj al ambulanței, polițistul fiind transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. Am preluat un pacient din spitalul Rovinari, care a fost implicat într-un accident de circulație, pacient conștient, echilibrat hemodinamic și respirator, și pe tot parcursul transportului între Rovinari și Târgu Jiu, de starea lui s-a ameliorat. Deci a devenit... Adică era puțin șocat după accident. Conștient, cooperant. Conștient, da, conștient, cooperant, da. Polițiștii vor continua cercetările în acest caz.